Bună dimineața! Nu ne-am mai trezit atât de devreme de ultima oară când am zburat undeva. Hai că nu e așa de vreme. La 7. 7 jumate. E devreme, e foarte devreme pentru mine. Știți că în vlogurile trecute v-am spus că 10 e devreme. Așa că 7 jumate e... Da, trebuie să ne strângem lucrurile pe aici, să facem bagajul. Să ducem pe Beni. Trebuie să ducem pe Beni, da, în prima fază. O să vină mama să ne ia, îl ducem pe Beni și ne duce ea la aeroport. Dar mai întâi, omletă. Da. Da. Omletă și cafeluță. Asta este cel mai important lucru dimineața. Asta este varianta rapidă de omletă. Sparg ouăle direct în tigaie și cu o spatulă de asta de silicon. Le omor așa și le amestec aici direct în tigaie. Pentru că nu e timp. Că nu este timp. Întotdeauna este timp pentru omletă. Întotdeauna în viață este timp pentru omletă. Da, până în momentul de față suntem ok, nu s-au impus niciun fel de restricții suplimentare față de ceea ce știam. Dacă nu ați văzut video în care v-am explicat exact ce trebuie să faceți ca să mergeți în Spania în perioada asta, o să vă las un link jos în descriere și aici sus. Pare, după ce scrie pe site-ul lor oficial, că toate sunt bune, ar trebui să nu avem niciun fel de problemă astăzi. Omleta este gata, cam așa arată. Până mâncăm noi, o să vă las câteva cadre în care vă explic exact cu ce obiectiv filmez astăzi și probabil toată vacanța asta de 2 săptămâni în Spania. În seara asta, înainte să plecăm mâine, să trec până la F64, pentru că voi lua în teste de la ei un obiectiv foarte mișto, ca să pot și eu în sfârșit să mă simt comod să filmez cu camera mea, pentru că, deși obiectivul pe care o să-l iau este cam la fel de lung și cam la fel de greu ca obiectivul meu, este mult, mult mai wide și pentru vlogging este mult mai ok. O să vă las în descriere niște vloguri din Dubai, unde am filmat tot așa cu un obiectiv luat de la F64, un 12-24, foarte mișto și ăla. Și ăsta este similar, este Sigma 14-24 f2.8. Abia aștept să-l testez în seara asta. Mi-e și noi un obiectiv wide acum, în afară de asta la telefon. Deci noi calitate wide acum. Și suntem gata, pregătiți? Luăm bagajele, mama este deja jos și plecăm să-l ducem pe Beni mai întâi și apoi către aeroport. Trebuie să ajung până în BMW să iau un suport de telefon, pentru că să mă ajute acolo cu filmatul. Că avem planuri multe împreună cu Vlad de la Capșuni. Și na, e nevoie. Da, facem destul de mult, facem 39 de minute, dar suntem în grafic, cât de cât. Beni. Cald la băiat. Și Beni a plecat. Da, plecat, gata. Plecat în tabă. Gata, l-am lăsat pe Beni. O să fie dor de el? Mi-a fost dor de el când a stat o zi, da, acum, când va sta 2 săptămâni. Facem 20 de minute, zice Waze. E ok. Avionul nostru decolează la 21:15, ai zis? Da. Iar voi zice că ajunge la 12:10, deci cu 2 ore înainte. Ceea ce având în vedere că nu avem bagaj de cală, se pare decent. Acum nu știu exact care sunt procedurile cu COVID în perioada asta. Vom vedea cât durează chestiile astea, dar n-are ce să-ți facă. Ți-a temperatura și aia e. Ne vedem la aeroport. Am ajuns la aeroport. Și am trecut de securitate. Totul s-a petrecut fix ca și până acum, doar că era mai liber, toată lumea purta mască, toată lumea purta vizieră, distanțare mai mare. Până acum totul bine. Până acum totul bine, ajungem la control pașapoarte. Acum, unde nu bănesc că va fi altă discuție. Probabil că va trebui să-mi dau mască jos, bănesc. Să luăm și noi un suculeț. Mai am Google Pay-ul.
nu știu de ce nu mai merge. S-a dezactivat Google Play-ul la Ana. Da, am trecut de controlul pașapoartelor, nici fel de problemă, pur și simplu a fost aceeași procedură ca și până acum, doar că ne-a pus să ne dăm măștile jos un pic la sfârșit ca să, na, să ne vadă pe deplin. Cam atât. Și mai avem acum aproape o oră jumate până când pleacă avionul. Avem poarta, n-avem decât să așteptăm acum. Mă simt foarte bine când am ajuns cu 100 de ore înainte. Da, Ana are o problemă cu întârziatul meu și cu faptul că era o dată să pierdem avionul. O dată. O dată. Hai, bagă, ia-mi ceva că mor de set. Mai avem un pic, simt mirosul avionului. Simt miros de ocean. Deja. O să trebuie să stăm 6 ore și un sfert cu masca asta pe noi. Auleu, nebunie, nebunie maximă. Acum când deja stăm cu ea pe gură de cât? 2 ore și ceva. Acum în aeroport, în avion, când ne urcăm, o să schimbăm masca, să luăm una proaspătă și sperăm că e temperatura ok în avion. Zburăm de aproximativ 2 ore. Aproape 2 ore. Deci că au trecut 7 ore. Dar ideea e că am reușit să stăm împreună și stăm singuri aici pe siguranță. Ceea ce e bine. De-abia aștept să ajungem. O să cobor cu picioarele în pungă din avion. Mi le-au trus a fost și cașaș. Mă serial la Breaking Bad, penultimul episod. Mai avem un pic. E sezonul 5, adică penultimul episod de tot, da. Quantas veces me volviste de mente. Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. The local time is 25 minutes past 6 in the evening. Please remain seated with your seatbelt fastened. The fastening of the seatbelt will be switched off. Please be careful in opening the overhead compartments. Baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor. Și am ajuns. Uite, mișto că noi n-am venit la cală, nu te să așteptăm. Da. În sfârșit, după 6 ore de drum chinuitor pentru înălțimea mea. Iată. Am ajuns. Electronic. Scan code, like this. This QR code, yes. QR code forms, okay. This way. Can you get them forms this way? QR code forms. Ah, și scanează și aia, dar aici este controlul pașapoarte, să stau asta în jos. Nu, nu cred. Keep walking. Păi și dacă am ajuns la bagaj, înseamnă că am ieșit. Am intrat. Forță, frumos. Yes, am ajuns în Spania. Ne-a lăsat să intrăm. Nu suntem bolnavi. Suntem în regulă. Bienvenidos en España. Și am intrat în sfârșit, am ajuns. Iar acum am făcut o rezervare de mașină de închiriat. Am rezervat un Ford Fiesta 3 uși. Da. Și mergem să vedem care-i faza. Trebuie să ne ridicăm fix de aici, de la aeroport. Nu știu exact unde trebuie să mă duc, dar o să vedem acum care-i faza. Acolo se merg pe alea de închiriat mașini. Half full of petrol. Okay. So I charge you a small guarantee of €24 on top of the price of the petrol. Okay. With the car the same, you can pay €24. Okay. How would you like to pay everything? Cash or credit? Card. Contact. Find the car in my parking 82. Okay. The next door.
Okay. Outside, straight in front, cross the road, first level on the right. Okay, thank you. And we need something to get out of the parking? No, the barrier should be open. Okay, thank you. Bye-bye. Și am luat mașina, e cheia aici. Nu știu dacă am înțeles eu exact unde trebuie să mergem. Da. Ce numărul are mașina? Matricula 3834 KKS. KKS. Cu teoretic poți să dai mascarizări, da. Care? Da, că a zis că peste drum, la nivelul 1. Zice aici 82. Coace înseamnă. Coace. A, și car return, mișto, o pui aici. N-am vrut să luăm Fiat 500. Ziceți voi, am ales greșit, că n-am luat Fiat 500 și am luat Fiesta. Costa tot la fel. Da, era același preț. 82 82. Fii atent că mi-a dat Adam în loc să-mi dea. Nu a fost timp, e mai Caterinca decât în loc să-mi dea Fiesta, mi-a dat Adam. Aaa, că zic ăla. Nu, Opel Adam. Păi și? Păi și ce? Păi, e Caterinca, da, nu vezi ce Caterinca e? Seamănă cu Fiat 500. Fiat 500. Hai că e mai mișto. E așa automat. Hai să facem un poll, drăguț. Fiat 500 sau Opel Adam? La cum arată doar, așa, ca și Fiat cool, 500. Cool factor. Nu, Fiat 500. Nici m-am uitat pe asta aici. Ia. Bam. Asta e. Asta e. Hai să mergem, să ne luăm cazarea. Am ajuns, bine ai venit. În Tenerife. Ia zi-mi ce portbagaj are drăguț ăsta. Nu e, e manuală. E manuală aia. Oh, nebunie. Hai că n-avem bagaj. Noroc că n-avem bagaj. Nebunie de portbagaj. Ca să știți că ideea asta este un troller de la mic care intră la bagaj de mână. Ok? Ia, pune și asta aici. Asta o să pun în... Da, aici în spate, cel mai bine. Hai că e Caterinca, Opel Adam. E Caterinca. Parcă era un pic cam banală Fiesta, nu? Păi asta zic, față de Adam. Yo-ho-ho, cu trapă, panoramic de-astea, ce e aici? Hai că e Caterinca. Da, hai să ne uităm dacă are vreun defect ceva. Nu crezi? Ba da. Ne uităm. Facem poze. O, e bine. O, smanulă, 5 viteze, plastic peste tot. Dar are ecran. O, Reco, lăsați. Nu, mersi. Asta aici sus, geamul ăsta super mare. Mm-hmm. Care nu se deschide, dar... Da. Na, e ok și așa. Haide, să mergem. Să întindem. Cam așa, o oră și 4 minute. 89 de kilometri. E ceva. Da, nu m-am... Păi, dar noi stăm mai în nord, iar aeroportul este sud. Mă duc să iau ăla de geam ca să fim ok. Și am ajuns la mare! Mă rog, într-o parcare din aeroport deocamdată. La ocean. O, la ocean, corect, corect. Mă gândeam dacă e prima oară când merg la ocean. Pentru tine e prima oară? Pentru mine da, dar pentru tine nu, că ai mai fost în Portugalia. Am fost în Portugalia, da. Știe. Caută Salida. Nu, știe și Waze. Și acum intrăm pe autostradă, aproape imediat. N-am făcut foarte mult până aici. Ținem geamurile și dăm drumul la aer. Da, voiam să simt aerul de Tenerife. Da, dar pe autostradă... Da. Cum ai zis că se numesc alea? Los Ventiladores. Urcăm? Da. Cum merge mașina până acum? Foarte bine. Foarte bine. Drăguță. Tocmai dezbăteam cu Ana că eu zic că e mai mică decât picantul ăla pe care am avut în Dubai. Da, e mai mică, mi-am dat și seama. O să vă las video cu Picanto din Dubai să vă uitați la el dacă nu l-ați văzut deja și să vă dați cu părerea dacă
Adamul e mai mic decât picantul ăla sau nu. Dar ai zis că e mai puternic. E mai puternic, da, da. Benzină, bine, și-o dat tot benzină. Dar pare, pare că are vână așa, până la un punct. Da. Am ajuns. Am ajuns. Aproape. Mai avem 1,7 km până la apartamente. Și am vorbit și cu Vlad de la La Căpșuni. Aveți canalul lor în descriere, o să tot facem chestii împreună perioada asta. Să vedem dacă ne întâlnim să mâncăm undeva, pentru că nouă ne este foame. Noi am mâncat. Și am ajuns la hotel. Avem câteva bagaje, am fost să luăm și berică și ceva. Cine recunoaște berea asta? Haide. Hai să vedem încotro. Este un fel de complex de apartamente, de fapt, un fel de hotel. Din punctul meu de vedere. 410 aici. Cheia e la tine, da? Și cam atât pentru astăzi și vom încheia vlogul ăsta pentru că și așa ne-am întins foarte mult și suntem și foarte obosiți, dar am ajuns în sfârșit în Tenerife, în Puerto de la Cruz. Iar de mâine încolo o să vă arătăm și apartamentul, o să vă arătăm și mașina în detaliu, o să vă arătăm multe, multe lucruri pe aici și o să facem și multe, multe videouri împreună cu La Căpșuni. Da. Cam atât pentru astăzi, că după cum se vede pe fața noastră, suntem foarte, foarte obosiți și ne culcăm. Noapte bună! Pa! Estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor.